General, ce faci? Am participat astăzi la a doua vizită a premierului Marcel Ciolacu și a ministrului Grindeanu la autostrada A7, unde într-adevăr am văzut că realizările sunt notabile. Echipa de la UMB, în frunte cu patronul Umbrărescu, au făcut niște lucruri incredibile pentru zona noastră, pentru zona Moldovei, pentru județul Vrancea. În punctul meu de vedere, cea mai mare realizare după Revoluție, un moment de mândrie pentru toți românii. Ne duc la următorul calendar pe aceste patru locuri între Buzău și Focșani, și anume undeva finalul lunii octombrie, deci peste o lună și un pic, în jurul 1 noiembrie, ca să fiu mai exact, putem da în circulație lotul 1 fără podul de la Buzău, lotul 2 și lotul 4. Lotul 3 de aici undeva cam într-o lună după, deci în jurul datei de 1 decembrie. Pentru județul Vrancea, ca și pentru toată Moldova, autostrada a fost și este vitală. Vor veni investitori, vor veni firme care să aibă activitate în județul Vrancea și în zona Moldovei, în așa fel încât să creeze noi locuri de muncă, tineretul să nu mai plece din județ și din Moldova în alte țări, să rămână acasă, să investească aici.